Salutare dragile mele și dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Mă bucur tare mult că sunteți din nou aici. Astăzi am pentru voi un unboxing de produse Pharmacy. Un unboxing destul de mărișor, am destul de multe produse pe care vreau să vi le arăt. Dacă cumva nu știți ceea ce este brandul Pharmacy, e foarte bine, pentru că la fel mi s-a întâmplat și mie până acum câteva săptămâni, când m-a contactat una dintre urmăritoarele mele, Melania. Pharmacy era un nume cunoscut în mintea mea, dar nu știam exact despre ce este vorba, cu ce se ocupă, ce produse sunt, așa că mă bucur tare mult că Melania m-a contactat. Ea mi-a spus că mă urmărește de când era Silvia mică și că a fost împreună cu mine de la începuturi, practic, și tare mă bucur. Atunci când unii dintre voi îmi spun că mă știți de atunci și că ați rămas alături de mine, chiar mă simt așa cumva emoționată și impresionată. Și țineți minte că în vlogul pe care l-am făcut eu despre cum ne relaxăm atunci când suntem fără copii și cum am cumpărat mărțișoare, chiar la finalul videoclipului vă spuneam câte ceva despre Pharmacy, dar n-am intrat în detalii și vă promiteam că o să vă povestesc mai multe într-un alt videoclip, așa că despre asta o să fie vorba astăzi. Vreau să vă arăt în primul rând produsele. Vreau să vă explic cum funcționează sistemul ăsta Pharmacy și ce idee am și eu legată de Pharmacy și cum aș vrea să-mi creez propria mea echipă Pharmacy. Și dacă voi aveți întrebări, să le lăsați în comentarii. Pe lângă videoclipul de astăzi, dacă cumva vreți să aflați mai multe despre produse, dacă sunteți interesate să intrați mai departe în sistemul Pharmacy și să vă construiți propria echipă sau să vindeți din catalog către alte persoane produse, dar o să vă explic imediat exact cum funcționează. Vreau să vă zic că vă las în descrierea videoclipului un link către un grup exclusiv dedicat de Facebook, un grup pe care eu l-am construit și unde vă aștept să comunicăm și să ne mai împărtășim experiențe împreună legat de subiectul acesta. Așadar, chiar dacă sunteți doar interesate, fără să vă asumați niciun fel de angajament sau doar poate vreți să testați, să vedeți cum sunt produsele, intrați în acel grup și acolo să aflați mai multe. În primul rând, ce este Pharmacy? Pharmacy este o companie de vânzări directe. Asta înseamnă că produsele Pharmacy nu le veți găsi prin magazine, ci puteți să vi le comandați chiar voi de pe internet sau să le comandați prin cineva, printr-un consultant care vă pune la dispoziție un catalog și apoi vă aduce produsele. Așa ca sistem este foarte similar, practic, dacă stăm să ne gândim la genul ăsta de afacere cu Avon sau Oriflame, doar că zice eu că în momentul ăsta, de exemplu, Pharmacy are niște produse altfel, poate mai bune decât ce găsiți prin alte părți și în același timp oportunitatea de a câștiga niște bănuți în plus și de a cunoaște mai multă lume poate este un pic mai avantajoasă în cadrul Pharmacy. Țineți minte, acum din nou schimb un pic subiectul, eu am încercat să fac ceva de genul ăsta, să-mi construiesc o echipă cu Yves Rocher. Țineți minte, acum câțiva ani eu făceam niște videoclipuri cu unboxing-uri, vă spuneam care sunt beneficiile, care sunt practic pașii pe care puteți să-i urmați ca să intrați și voi să vindeți mai departe produsele Yves Rocher. Din păcate, marele dezavantaj atunci, și oricum mă apropiam și eu de nașterea Roxandrei și am renunțat cu totul, marele dezavantaj era că eu nu puteam să înscriu în echipa mea persoane care nu erau din București, pentru că cumva persoanele pe care eu le înscriam trebuiau să fie tot din București. Aici, la Pharmacy, nu există niciun fel de restricție legată de localitatea din care sunteți sau localitatea pe care aveți buletinul. Înainte de a merge mai departe cu prezentarea produselor, doar trei lucruri mai vreau să vă spun. Cum puteți, practic, să deveniți client Pharmacy sau, dacă vreți să deveniți mai departe, consultant efectiv, să câștigați un bănuț în plus. Primul și cel mai simplu mod în care puteți să deveniți client Pharmacy este să intrați pe linkul pe care eu l-am lăsat în descrierea videoclipului, să intrați pe site, practic, și să vă comandați de acolo produsele. Pe site-ul Pharmacy, produsele sunt cu discount față de ceea ce există în catalog. Sunt discounturi între 23% și 30% în funcție de gama din care vă comandați produsele. 2. Dacă vreți să și revindeți aceste produse pe baza catalogului, practic voi când faceți o comandă pe site o să vă vină și un catalog. Puteți să mergeți către vecine, către colegele de birou, să le arătați catalogele, să le întrebați ce vor să-și comande și practic apoi primind aceste comenzi, voi le comandați pe site și le duceți produsele. Evident, un prețul practic din catalog fiind mai mare decât pe site, diferența aceea vă rămâne vouă sub formă de comision, să zicem, dacă putem să-i spunem așa, sunt practic niște bănuți pe care îi câștigați voi prin eforturile proprii. Și al treilea mod în care puteți practic să faceți parte din echipa Pharmacy și ceea ce îmi doresc eu să fac împreună cu voi
este să-mi construiesc propria echipă de consultanți care să facă vânzări pharmacy, practic să se folosească fie de catalog, fie să convingă persoane, așa cum practic vă povestesc eu vouă acum, să intre pe site și să-și comande mai departe produse. Deci există trei moduri în care puteți să beneficiați fie de produse pharmacy, fie de niște interacțiuni și niște bani în plus, fie să vă faceți chiar propria voastră echipă. Să știți că mi-a povestit Melania cum a început ea și chiar nu mi se pare așa de dificil să îți creezi propria echipă și să câștigi niște bani și practic unele femei, unele doamne din echipa Melaniei efectiv au ajuns la independență financiară, adică nici măcar nu mai trebuie să meargă la birou să câștige bani având un șef care le suflă în ceafă, ci se ocupă strict de afacerea asta farmacy și mi se pare foarte fain. Până la urmă am zis de ce să nu fac și eu încercare și să vă povestesc și vouă, poate reușim să facem ceva împreună. Vreau să vă zic că în momentul în care ai această echipă și faci parte dintr-o echipă pharmacy, există tot felul de bonusuri pe care poți să le primești și sunt bonusuri destul de substanțiale. Principiul e foarte simplu și nu o să intru acum în calcule matematice, dar vreau să vă zic că cu cât o să vindem toate mai mult, cu atât o să primim niște bonusuri mai mari, adică influențează practic banii pe care îi câștigi și performanța echipei. În fine, cel mai bine ar fi să intrați pe grupul de Facebook dedicat și acolo o să vă povestesc mai multe, o să vedeți exact și ce câștiguri practic ați putea avea din pharmacy și cum mai multe detalii despre produse. Oricum, mie mi se pare o chestie pe lângă faptul că poți să câștigi un ban în plus și o chestie destul de așa fun, să zic, să ne și simțim bine împreună, să mai aflăm câte una alta despre cosmetice și să ne cunoaștem mai bine, deci chiar cred că merită să facem o încercare împreună în ideea asta. Acum, sper că nu am lungit introducerea foarte, foarte mult, dar am vrut să vă povestesc un pic cum funcționează sistemul înainte să vă arăt produsele. Și cu ce vreau să încep? Este o cutie de starter pack, se numește, o cutie cu mai multe produse pharmacy pe care poți să o comanzi de pe site, prin care practic poți să-ți faci o idee cam despre cum sunt produsele pharmacy, că asta este și ideea acestei cutii. O cutie care mie mi se pare foarte atractivă și îmi place că este de foarte bună calitate. Pentru mine cumva și asta contează. Odată contează și produsul să fie foarte bun, dar și ambalajele și toată prezentarea cumva a produsului să te atragă așa, să simți că îți face plăcere de la A la Z interacțiunea cu produsul. Și asta mi-am comandat-o eu la sfatul Melaniei. Zice, mai bine îți pui în coș, în primul rând, un starter pack din asta, nu știu, starter pack, starter kit, cum se numește. Ideea este că e un set de produse care cumva te face să înțelegi mai bine despre ce calitate au produsele, să-ți faci o idee despre parfumuri, să vezi, uitați ce aveam înăuntru, nici nu știu dacă le mai am pe toate aici, o să încerc să inserez o poză. În primul rând, un șampon din gama Dr. Tuna. Vreau să vă zic așa foarte puțin despre gamele pe care le au ei. Cele mai importante game pe care le au sunt odată de make-up, apoi game de cosmetice de îngrijire a tenului și alte produse mai premium, a zice eu, pentru îngrijire. Această gamă Dr. Tuna, care, apropo, în momentul în care comandați produse Dr. Tuna, discountul este de 30% față de catalog. Deci dacă voi revindeți aceste produse, practic vă rămâne o părticică destul de consistentă de 30%. Și în cadrul acestei cutii am primit inclusiv o cremă cu ceai verde, cu tea tree, nu ceai verde, nici nu mai țin minte cum se traduce exact. Pe asta n-am testat-o încă pentru că este pentru piele grasă și eu acum consider că am pielea mixtă. Deci nu mi s-ar fi potrivit chiar bine, dar o să eu dau unei colege să o testeze și o mini pastă de dinți. Așadar, acesta este kitul de start cu care am început eu, plus încă câteva lucrușoare pe care o să vi le arăt imediat, dar ce vreau să vă spun că în interiorul acestui pachet erau 6 mostre de parfum, 3 de femei și 3 de bărbați, dintre care unul mi-a atras foarte tare atenția, unul dintre parfumurile de femei, se numește Madame. Și m-am tot dat zile la rând cu el ca să văd dacă îmi place cu adevărat, deci dacă n-a fost numai o primă impresie așa. Și țineți minte că eu vă mai spuneam că pe pielea mea în general nu prea rezistă parfumurile și într-adevăr la fel se întâmplă și cu acesta. În schimb, mirosul mi-a plăcut atât de mult. Ultima mea găselniță cu parfumurile este acel parfum Estée Lauder pe care vi l-am și arătat prin ceva videoclipuri, care este floral amărui și exact la fel mi s-a părut că miroase și ăsta, cu o notă și de dulceag, așa între primele mirosuri pe care le simt și am decis să mi-l comand. Eu două comenzi am făcut până acum la pharmacy, așa că în a doua comandă mi l-am comandat, vi-l arăt și vouă, uitați-l cum este. Vreau să vă zic că și ambalajul îmi place foarte mult și felul în care miroase. Acum știți că eu chiar vă spun dacă îmi place un parfum sau nu cu miroase, deci chiar nu sunt vrăjel ca să le zicem așa. Este apă de parfum.
Și vreau să vă zic că primul miros pe care îl dai așa pe tine este cumva dulceac, transformându-se cumva în ceva floral amărui, foarte deosebit mi se pare. Și am fost convinsă să mi-l iau în variantă full size și pentru că colegele de servicii mi l-au complimentat, ceea ce nu mi se întâmplă de obicei, pentru că vă zic, nu prea am simt mirosul practic al parfumului. Și Vlad mi-a spus despre el că îi place foarte mult cum miroase. Vlad mi-a spus că îi se pare că în momentul în care mă dau cu el, miroase cumva cum miroase în magazinele de parfumuri din aeroport, unde, știți, sunt multe parfumuri așa mai high-end. Și asta e o combinație, acolo e o combinație de parfumuri, practic, și asta miroase cumva la fel. Deci îmi place așa de mult și m-am bucurat în sfârșit că cineva și la serviciu mi-a zis că îi place cum miros. Vai, ce-mi place și acum când mă dau așa cu el, foarte fain mi se pare. Deci, oricum, și dacă faceți o comandă, știu eu, de alte produse, neapărat să-l încercați pe ăsta. Luați-vă o mostră să vedeți cum este. Foarte, foarte mult mi-a plăcut. Și tot în prima comandă, stați să vă arăt ce am mai avut. Am cumpărat o mască cu keratină, o mască specială pentru părul uscat și un pic deteriorat, așa cum este și a meu acum. Evident, în momentul în care mi-am făcut șuvițe, practic s-a cam uscat părul și mi se pare o mască foarte bună. Este exact cum trebuie să fie o mască, nici să nu-ți încarce părul și să-l fac așa, nu știu, parcă nici nu se mai duce în momentul în care te clătești. Și pentru mine e foarte important să rămână frumos la coafat, să mi-l pot face cu peria și să rămână câteva zile să stea frumos. Și îmi place foarte mult și cu miroase, într-adevăr e un produs tare bun ăsta. Tot în prima comandă am comandat și un balsam de rufe. Vreau să vă zic că la farmacii există și o gamă specială pentru produse de îngrijire a casei, balsam, detergent, chestii de curățenie. Și în general eu nu prea pun balsam, mai mult la prosoape pun balsam. Mi-a plăcut foarte mult. Toate produsele astea din gama Mr. Wipes sunt bio, sunt foarte curate din punct de vedere al ingredientelor și mai mult decât atât sunt și concentrate, adică este nevoie să puneți foarte, foarte puțin, nu este ca și un balsam obișnuit și în general produselor am văzut că sunt mai concentrate. Mi-a plăcut foarte mult și acesta chiar îl recomand cu încredere. Apropo de primele comenzi pe care le faceți, indiferent dacă vor fi doar pentru voi, adică să consumați voi produsele, există o campanie de bun venit în farmacii, o campanie care se desfășoară timp de 4 luni, primele 4 luni, practic, în ordine cronologică în care veți face comenzi. În prima lună, dacă faceți o comandă de 150 de lei, primiți cadou un ruj, lichid mat, care se matifiază, și un mascara. Și vreau să vă zic că rujul este chiar cel cu care m-am dat acum pe buze, acesta este, și mi se pare că arată foarte bine. L-am încercat în o altă nuanță în timpul zilei, tot așa se matifiază pe buze și rezistă foarte, foarte bine, nu se întinde, am și mâncat cu el și s-a păstrat foarte bine. Nu este 100% rezistent la transfer, adică se mai duce în timpul zilei, dar foarte de calitate. Uitați, ăsta este cel cu care sunt făcută eu pe buze și ăsta este mascara pe care am primit-o tot ca parte a programului de bun venit. Uitați cum arată mascara. Nu am desfăcut-o, deci nu am testat-o încă pe aceasta, dar vreau să vă arăt și vouă. În ideea în care mi se pare foarte avantajos programul ăsta la farmacii, pentru că primești foarte multe produse gratis în funcție de comenzi. În a doua lună primești, dacă faci tot așa o comandă de 150 de lei pe site, deci practic valoarea de pe site, primești un parfum Omnia, l-am primit și eu acum, pe ăsta nu l-am desfăcut încă, pentru că am și eu o mostră și vreau să văd prima dată cum miroase, să văd dacă mie nu mi se potrivește, probabil să-l fac cadou cuiva. Și apoi, dacă comanzi în a treia lună, stați să vă arăt aici ce mai avem. În a treia lună primește o cremă hidratantă din gama Aqua de la Dr. Tuna, adică o cremă hidratantă pentru piele obișnuită, pentru piele normală și un detergent concentrat multifuncțional cu aromă de flori albe. Iar în a patra lună primești un șampon revitalizant cu usturoi, de care tot așa îmi zicea Melania că este foarte ca lumea, și balsam concentrat cu paprika și chili, tot din gama Dr. Tuna. Foarte fain mi se pare programul de bun venit și pe lângă programul de bun venit, care practic se întâmplă în primele 4 luni, la fiecare comandă, în fiecare lună practic este câte un program prin care o să primiți produse gratis. Tot așa, dacă comandați de 150 de lei, adică de 30 de puncte, o să vă explic eu acolo pe grupul de Facebook dacă vreți să vedeți cum se calculează punctele astea. La fiecare 5 lei practic de comandă primești un punct, așa se calculează. Primești o cremă de față cu gălbenele și un gel de spălare a faței tot cu gălbenele.
Deci, pentru prima comandă pe care o faceți de 150 de lei, o să primiți fix 4 produse gratis. Acest gloss, mascara, apoi acest gel de spălare a feței și, practic, crema de față cu gălbenele. Și apropo de gelul de spălare a feței, că tot așa a fost unul dintre primele produse pe care le-am testat de la Pharmacy, vreau să vă zic că este foarte bun, deci chiar nu m-am așteptat să fie așa de bun. Greu îmi găsesc câte un gel de față care să-mi curețe ca lumea fața. Pentru mine, proba de foc, să zicem, este după ce mă spăl cu un anumit gel. Deci eu mă demachiez cu un demachiant de ochi, mă spăl practic așa cu demachiantul și după aceea mă spăl cu un gel de față. Iar la final mă mai șterg cu o dischetă cu apă micelară să văd dacă mai rămâne ceva, dacă a mai rămas ceva. Și cu ăsta, acest gel, îmi pare rău că nu se vede foarte bine, este gelul acesta de care vă spuneam cu galbenele, nu mai rămâne deloc murdărie pe față. Pentru mine asta este proba maximă pe care un produs trebuie să o îndeplinească și mai mult decât atâta, peste noapte să nu mi se îngrașe fața. Deci să-mi rămână cumva așa fața fină, curată, să simt un echilibru cumva al hidratării. Și sunt foarte încântată. Asta nu am început încă să o folosesc, urmează, dar acesta este practic gelul de care vă spuneam. Deci asta mi se pare foarte fain. În prima lună primești astea 4 produse, în a doua lună primești parfumelul și practic ce ofertă va fi în luna respectivă, în fiecare lună primești ceva gratis. Iar dacă faci de 300 de lei, deci de 60 de puncte, primești acest set de farduri. Dar ce mi se pare foarte fain este că nu trebuie să faci toată comanda de 150 de lei odată. Deci poate poți să faci odată de 80 de lei și apoi de 70 de lei și la finalul acelei de-a doua comenzi o să primești și produsele astea gratis. Și revin acum la produse. Vreau să vă zic că după ce mi-am comandat masca și am testat-o și mi-a plăcut foarte mult masca cu keratină, mi-am cumpărat și șamponul cu keratină pentru că am zis, hai să fac o încercare să văd dacă este la fel de bun ca și masca și într-adevăr este foarte bun. Cine mă urmărește și mai vede unboxing-urile mele de la Notino, țineți minte că eu acum mă spăl cu un șampon de la Kerastase sau mă spălam pentru păr șuvițat, șuvițat blond. Dar nu mai îmi hidratează ca lumea părul sau s-a obișnuit părul meu cu șamponul respectiv sau, nu știu, e un șampon care în timp usucă părul, așa că la fix a venit șamponul ăsta. Miroase și foarte frumos. Și este foarte fin așa cumva când te speli cu el și după aia folosești și masca, chiar îți lasă părul foarte fain. Chiar acum înainte să fac videoclipul m-am spălat pe păr și îmi place tare mult cum stă așa și cum se simte părul și senzația aia când bagi mâna în păr, cum se simte, să nu fie așa greu și încărcat cumva, să fie pufos și moale și plăcut. Mă întorc acum la produsele pentru casă. Mi-am mai luat un gel care curăță metale. Zice că ar curăța oale, tigăi, chestiuni de genul ăsta și încă nu l-am încercat, deci nu pot să vă spun cât este de bun sau dacă își face treaba așa cum trebuie. Promit să vă las o recenzie, poate într-un alt videoclip sau direct pe grupul de Facebook de care vă spuneam, dar sunt foarte încântată că există în gama lor așa ceva. Și am mai luat încă o chestiune, o substanță, o soluție de curățare împotriva grăsimii și a murdăriei. Tot așa concentrată, biodegradabilă, v-am spus, sunt niște produse foarte curate. Arată aici pentru bucătărie, practic, le poți folosi. Are separat, a venit cu pulverizatorul ăsta. Sunt foarte curioasă cum va fi și acesta, nu l-am încercat încă. Vreau să vă zic că am avut câteva săptămâni horror la serviciu, am fost atât de aglomerate și de... Pai, nu. Deci chiar nici să dorm ca lumea nu mai putut. Chiar am fost super, super, mi-a fost super, super greu. De asta nici n-am apucat să testez toate produsele. A mai primit, în momentul în care am fost la farmacie, a mai primit acest șampon. Un șampon hidratant, zice, tot din gama Dr. Tuna, de care am rămas foarte impresionată din punct de vedere al ambalajului. Încă nu l-am testat ca să vă pot spune despre el. Dar uitați și pe ce ambalaj frumos are și ce căpăcel frumos. Îmi place foarte mult cum au construit ambalajele, chiar sunt foarte, foarte faine. Și cei de la Pharmacy mai au încă o gamă de suplimente, Nutri Plus se numește, din care mi-am cumpărat niște mostre să le încerc. Cafea de cicoare, foarte interesantă, descrie pe site, eu știu că nu prea consum cafea, dar am zis că vreau să le încerc. Și un supliment cu fibre, tot așa. Vlad, de exemplu, își cumpără tot timpul niște batoane de fibre. Nu, de fapt, de proteine își cumpără Vlad, astea sunt fibre, este altceva. Dar o să le încerc și pe astea. N-am apucat să citesc foarte, foarte mult despre ele, dar am zis că vreau să le încerc. Am mai comandat un gel de duș cu ulei de măsline pe care încă nu l-am încercat.
Dar miroase foarte drăguț și tot așa, acesta este glosul. De fapt, rujul matifian de care v-am spus că l-am încercat în timpul zilei la birou și mi-a plăcut cum se comportă și mi-a mai comandat o ojă. De fapt, asta e ideea cu Pharmacy momentan. Vreau să testez cât mai multe produse ca să vă povestesc și vouă despre ele, ca să vedem ce s-ar putea vinde mai bine, ce produse într-adevăr merită atenția noastră. Și culoarea este foarte faină, dar încă nu am încercat-o. Am reușit ieri, în sfârșit, să-mi fac o manicură semi-permanentă, pentru că vinerea viitoare o să plec cu Vlad în Grecia, la Salonic. Facem un city break, doar noi doi, sunt foarte, foarte încântată. Și am zis că să am și eu unghiile așa mai drăguț făcute. Bun, și mă gândesc dacă am omis să vă arăt ceva. Dintre produsele pe care le am, tot așa, am primit, în momentul în care am fost la sediul farmaciei săptămâna cealaltă, un parfum Her Passion. Mie, sincer să vă spun, ăsta nu mi s-a potrivit chiar așa de mult, pentru că miroase foarte dulce. Seamănă foarte bine cu La Vie Belle de la Lancôme, dacă îl știți. Uitați cum arată ambalajul. Ambalajele foarte, foarte faine și mirosurile foarte faine. Dar, mă rog, la parfumul clar trebuie să se potrivească. Și tocmai pentru a testa mai multe produse, mi-am comandat de pe site și niște mostre. Uitați cum sunt. De exemplu, aici am comandat un set complet de îngrijire de păr. Practic, linia de îngrijire Reviving. Zice, contribuie la întărirea părului și conferă un aspect strălucitor. Și în interiorul acestui pachetel ai șamponul, două mostre de șampon și două mostre de mască, adică să le folosești de două ori ca să-ți faci cu adevărat o idee. Foarte mult mi-a plăcut prezentarea și pentru mostrele acestea. Mi-am mai comandat și un set de mostre de fond de ten, am mai comandat și ceva pentru față, linia de îngrijire Radiance. Văd că sunt și niște creme cu SPF. Uitați-le aici. Așa, mi-am mai comandat un set de mostre de fond de ten, Stay Matte. Sunt de mai multe nuanțe, văd că. 1, 2, 3, 4, așa. Eu am încercat nuanța 2, cu care sunt și chiar m-am făcut acum. Și vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult. Deci este în aceeași gamă și în același nivel de calitate cu cel pe care l-am eu de la Roche-Posay și cel de care v-am spus de la Girovital. Foarte mulțumită am fost. Cel mai bine vă comandați și voi, chiar nu costă mult mostrele astea, le testați și vedeți dacă vă plac. Este singura metodă ca să vă puteți să aveți o părere completă despre un produs, să vedeți dacă vi se potrivește. Am mai comandat și niște mostre de BB cream. Da, și cred că cam astea au fost produsele pe care am vrut să vi le arăt și de care am vrut să vă povestesc. Deci așa stă treaba. Dacă voi vreți să vă comandați produse direct de pe site și să le testați, să vedeți cum sunt, intrați pe linkul pe care vi l-am lăsat în descriere și vă comandați de acolo. Este un cont de reducere, așa se numește. Practic, intrați prin recomandarea mea și vă comandați produsele cu discount. Dacă vă plac și vreți să mergeți mai departe să le revindeți, aveți aceste cataloge, o să le primiți în interiorul primei comenzi. De fapt, la fiecare comandă vei primi câte un catalog. Și mergeți mai departe către alte persoane, colege, vecine, unde știți voi, comandați și vă rămân niște bănuți în plus de la comanda respectivă. Apropo, n-ar fi bine să zic bănuți, mi-a zis mama să... De fapt, așa scrisea un articol pe blog, să nu mai spun bănuți, să vorbim cu termenii corecți și compleți, bani, o să vă rămână niște bani în plus. Tot în comandă o să mai găsiți și un ghid de oportunitate, Pharmacy se numește, în care vă explică exact cum funcționează sistemul, care este planul de recompensare, câți bani ați putea să câștigați în funcție de vânzările pe care le faceți. Eu asta încerc să vă spun acum, să creăm o echipă împreună în care fie să ne comandăm pentru consumul propriu, fie să le revindem și cu cât vinde echipa mai mult, cu atâta fiecare dintre noi va lua comisioane mai mari. Inclusiv dacă voi convingeți alte persoane să se înscrie și vor avea comenzi în active, deci practic vor deveni consultanți active, adică vor avea comenzi fie pentru consumul propriu, fie pentru alții, veți primi un anumit bonus în bani. Despre asta tot așa o să găsiți informații pe grupul de Facebook. Uitați ce mai am primit eu în comandă, un ghid de culori Pharmacy, care mi-a plăcut foarte mult pentru că pentru toate gamele de make-up arată exact cum arată pe piele fiecare produs în parte. Foarte mult mi-a plăcut. Și această broșură în care va spune ce seturi mai sunt la reduceri și ce
ce veți primi la fiecare comandă din luna respectivă, dacă practic ajungeți la 150 de lei, și încă un catalog care explică la ce este bun fiecare produs, care sunt beneficiile, vă explică mai multe lucruri despre game. Bun, și cam asta cred că ar fi cu unboxing-ul Pharmacy de astăzi. Sper că vi s-a părut interesant acest videoclip și că poate v-am stârnit niște semne de întrebare așa și vreți să intrați pe grupul de Facebook și pe pagina Pharmacy prin link-ul pe care vi l-am lăsat eu sub videoclip. Da, și cu asta o să închei. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici alături de mine și că mă urmăriți. Vă invit să mă urmăriți pe pagina de Facebook, pe Cristina Cioabă, Fata Norocoasă, și pe Instagram, pe contul Cristina Cioabă Simplu, și acolo postez câte ceva aproape zilnic. Vă mulțumesc așadar, vă doresc o duminică plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine. Vă pup, ciao!